și domnilor, mă bucur mult să preiau ștafeta evenimentelor din standul țării invitat de onoare la Bucfest, Israel. Și ne întâlnim în această după-amiază pentru Shai Agnon, premiul Nobel pentru literatură, timpul tuturor faptelor, povestiri casinice. Un autor care, de altfel, cred că e de regăsit în paginile, în scrierile celor mai mulți dintre scriitorii invitați ai Israelului la Bookfest. Și nu vă ascund că, la rândul meu, l-am descoperit pe Agnon datorită unuia dintre autorii de după Agnon. L-am descoperit citind jurnalul Memoriile lui Amos Oz. Sunt acolo câteva pagini întregi excepționale ca evocare și invocare a acestui om despre care Amos Oz spunea că la urma urmei era un bărbat care arunca 3 sau poate chiar 4 umbre. Despre acest fel de a fi aparte a lui Shai Agnon, un bărbat care putea să arunce 3, ori poate chiar 4 umbre, vom încerca să vă povestim la rândul nostru astă seară. Invitații editurii Humanitas sunt Madea Axinciuc. Pentru ea, cred că voleul talmudic, hasidic al lui Maimonide din cartea lui Agnon va fi cel mai la îndemână și sper că îl va dezvălui. Și Radu Paraschivescu, scriitor și traducător, pe care în această dublă ipostază îl avem aici pentru a judeca pe povestașul Agnon, pe scriitorul Agnon, dar poate că și pe traducătorul de excepție, care este Gheorghe Miletineanu. Și aici fac un scurt popas. Mi-aș fi dorit foarte mult ca Gheorghe Miletineanu să fie la această lansare, pentru că e unul dintre traducătorii de excepție, e un traducător căruia îi datorăm, de fapt, noi, cei care nu avem acces la ebraică, și pe David Grossman și pe Tsruia Shalev. De altfel, cred că și romanul despre care s-a povestit până acum câteva minute aici, roman rusesc, e tot în traducerea lui Gheorghe Miletineanu. Și în această clipă eu mă transform în traducător și mă bucur să împărtășesc cu dumneavoastră câteva din gândurile lui, așa cum i le-a trimis redactorului cu care a lucrat pe Tâlcul tuturor faptelor, Justina Croitoru. Îmi pare foarte rău că nu pot fi astăzi la București împreună cu dumneavoastră la lansarea traducerii povestirilor lui Shai Agnon. E o zi mare pentru mine. Traducerea aceasta mi-am dorit tot deosebit de mult. Totul a pornit dintr-o, poate, ambiție puerilă, fiindcă era vorba de un autor care are reputația de a fi greu de tradus. Dar ceea ce a urmat a fost o călătorie fascinantă în lumea, în universul acestui imens scriitor, ca să aleg apoi câteva nestemate din comoară și apoi luni de trudă în încercarea de a găsi echivalențe românești pe care o limbă care e absolut unică în felul ei de are. Am făcut tot ce mi-a stat în puteri pentru a transmite cititorului român farmecul fără seamăn al prozei lui Agnon. E o proză nu întotdeauna comodă la lectură, dar întotdeauna uluitoare prin nesfârșita ei omenie, când în registrul tragic, când în cel grotesc. E o proză plină de tâlcuri pe care autorul le împărtășește cititorilor cu acea înțeleaptă naivitate care este a celor mai mari dintre povestitori, a marilor maestri în arta povestitului. N-am fost singur în călătoria mea și țin să folosesc acest prilej ca să mulțumesc tuturor celor care m-au însoțit pe drum, câțiva prieteni cu care m-am sfătuit, editura care a adoptat proiectul meu, redactorul de carte care a vegheat să nu ajungă la tipar, niciuna dintre erorile din traducerea mea. Trag nădejde că povestirile lui Agnon vor fi citite, că ele își vor găsi calea spre inima cititorilor și că le vor deștepta dorința de a-i cunoaște și alte creații. Să fie într-un ceas bun. Spun și eu să fie într-un ceas bun, așa cum a spus acest minunat tălmăcitor care e Gheorghe Miletineanu,
și trec microfonul către doamna profesor Vadea Axinciu, pe care o rog să ne dezvăluie din tâlcul tuturor faptelor. Asta în pofida lucrului că Agnon însuși scrie aici într-o pagină că nu îi e oricui dat să ajungă la tâlcul tuturor faptelor. Mulțumesc, Lidia. Este cu adevărat un eveniment aparte și îți mulțumesc pentru că ai fost de acord să nu să preiei un asemenea proiect de o asemenea învergură. O asemenea apariție este rară. Shai Agnon, Shmuel Iosef Agnon este numele autorului. Shai Agnon este un scriitor foarte complicat, este complex. Este foarte dificil să traduci un autor precum Shai Agnon. De ce spun acest lucru? Pentru că, spre deosebire de celelalte tipuri de literatură israeliană, aici avem de-a face cu o literatură care reevaluează tot ceea ce ține de limbajul biblic, limbajul rabinic, limbajul teologic medieval. Așadar, este vorba despre un autor care scrie literatură, nu, într-un stil care amintește cadența versetelor biblice, nu, și cadența fragmentelor talmudice. Sigur, o ebraică cu rezonanțe care țin de ebraica biblică, ebraica mișnaică și nu de stilul în care au fost scrise povestioarele rabinice din cele două talmuduri. Trebuie să fac o precizare. Ne aflăm în fața unui autor care scrie de la 8 ani în ebraică și în idiș. A început prin a scrie în limba idiș. Este un mare cunoscător și un mare iubitor al satului evreiesc, nu? Ceea ce se numește Shtetl. Este un om care încearcă să redea această atmosferă prin povestirile hasidice publicate în această ediție, cu totul aparte, nu doar prin traducerea de o excepțională calitate, ci și prin, uitați-vă, prin frumusețea acestui obiect care deja te introduce în atmosfera cărții. Este vorba în această carte despre reluarea unor motive, teme care țin de patrimoniul, nu, de patrimoniul spiritual al hasidismului. Nu sunt povestiri hasidice culese de Shai Agnon, ci sunt povestiri hasidice scrise de Shai Agnon. Trebuie să mai fac o precizare. Shai Agnon a fost un foarte bun prieten de-al lui Martin Buber. Împreună au cules povestiri hasidice și au realizat colecții, antologii de povestiri hasidice. Shai Agnon l-a ajutat pe Martin Buber în această muncă și intenția lor a fost, în 1923, să redacteze împreună ceea ce se numește Corpus Hasidicum, adică o lucrare antologică de mari dimensiuni care să cuprindă toate povestirile hasidice culese de cei doi. Au realizat proiectul și după ce acest proiect a fost definitivat, manuscrisul a ars, s-a pierdut. Lucrarea nu a fost refăcută nici până astăzi. Însă, iată, Shai Agnon valorifică această muncă, nu? Și această cunoaștere, această trăire prin povestirile hasidice. Avem aici o selecție foarte bine făcută. Este vorba despre 7 nuvele. La Hemda, prima nuvelă care veți fi uimiți, aduce în centrul atenției nu, Iașul. Acțiunea se petrece la Iași. Următoarele, Graiul Ido și Imnele Einam. Cea de-a treia nuvelă, Pierdut fără urmă. A patra nuvelă, Omul acela îmbrăcat în haine de in.
Broscoi, următoarea novelă, Tâlharul de Faibuș și ultima novelă, Într-o singură oră. Traducerea este excepțională. De ce? Pentru că nu arare ori se cer artificii neobișnuite pentru un traducător. De exemplu, avem proză ritmată, avem toate frazele care au rezonanță biblică sau talmudică, nu? Fraze care sunt așezate în text în concordanță cu respectivele surse. Așadar, munca a fost uriașă, inclusiv de scoatere la lumină a surselor pe care Agnon le-a utilizat. Notele sunt splendide, îl ajută pe cititor să înțeleagă cine este Agnon. Agnon a fost crescut într-o familie în care tatăl lui, fiind rabin, a avut parte de cea mai bună educație în privința limbii ebraice, în privința Torei, nu, în privința Talmudului. Este un om care cunoaște ebraica la un nivel pe care puțin dintre scriitorii israelieni au ajuns sau pot ajunge vreodată, pentru că incorporează acest vocabular de mult uitat, pe care îl readuce în actualitate prin citare, trebuie să vă spun, nu este vorba de o citare a versetelor biblice, ci de o arheologie spirituală. Este vorba despre legături pe care le face tematic și pe care le ilustrează prin formule care ne reamintesc de versetele biblice. Aceasta este lucrarea. Sigur, câteva vorbe despre hasidism și închei. Hasidismul, după cum știți, apare în secolul XVIII prin Bești, Baal, Shem Tov, întemeietorul hasidismului, despre care se spune că ar fi trăit inclusiv în zona Moldovei, în zona Ceahlăului, cel puțin așa spun lucrările lui Moshe Idel. Nu este foarte posibil ca acest mare curent hasidic să își fi avut obârșia în Moldova noastră. Pe de altă parte, trebuie să spun, acest curent a avut o influență covârșitoare în spațiul european și anume în estul Europei. Este vorba și despre comunitățile din România. Vreau să mai fac o precizare în privința lucrării povestiri hasidice. Sigur, nu este o lucrare de documentare, nu poate fi interpretată ca document, ca mărturie pentru ceea ce a fost hasidismul, însă, după cum știm, hasidismul este o tradiție orală. S-au păstrat foarte puține mărturii, toate mărturiile păstrate țin de oralitate. Este vorba despre discipoli care au cules povestioare privitoare la rabini, este vorba despre aceste culeguri pe care nu le-a realizat Martin Buber. Așadar, indirect, această carte constituie o sursă excepțională pentru toți cercetătorii care au în vedere aprofundarea hasidismului. Cred că pentru omul care dorește să se familiarizeze cu mișcarea hasidică, nu? De la apariția ei până astăzi, nu? Sunt comunități hasidice foarte multe în Israel, nu? Comunitățile ultraortodoxe sunt în marea lor majoritate hasidice, comunitățile din Statele Unite de asemenea, multe comunități europene sunt hasidice. Așadar, o bună familiarizare cu această mișcare se poate realiza prin lectura acestei cărți. Vă mulțumesc! Bun. Vorbim despre Shai Agnon, vorbim despre traducere, care într-adevăr este un eveniment și mă aștept ca traducerea asta să obțină premii, pentru că este o traducere deținută. Dacă lucrurile au ieșit așa cum au ieșit, adică minunat, cred că ar trebui să-i spunem o vorbă bună și redactorului cărții, Cecilia Lasu, felicitări. Acum, este o carte pe care o poți citi pe mai multe paliere și ăsta este avantajul
cărților mari. Te cheamă chiar dacă n-ai echipamentul necesar. Te cheamă chiar dacă ești un neavenit, chiar dacă ești un cititor care funcționează în baza unor ghidaje minimale. În primul și în primul rând, e o carte care te atrage. E o carte care vine spre tine. Într-o lume în care există în continuare cărți care te resping sau cărți care te lasă indiferent, asta este o carte cu magnet. Se vede din felul cum arată, se vede din felul cum se deschide și abia după aceea ajungem la text. Iar textul este o comoară. Textul în general este o comoară dacă știm cum să-i găsim cifrul. Găsim un cifru când suntem copii, sunt unul dintre oamenii crescuți în basme, în povești nemuritoare, în basme africane, în învingătorul șarpelui Boa, în fur de cămile noaptea. E fascinant să vezi cum ecouri din lecturile acelea de copilărie îți vin acum mediate prin altă cultură, cu alt echipament, cu alt bagaj. Și atunci, în copilărie, te interesează ceul. Ce se întâmplă? Vine zmeu, bate făt frumos, aruncă gresia, se ridică zidul. Ce se întâmplă? Învinge binele? Asta e întrebarea supremă. Puțin sunt copii încântați când învinge răul. Pe urmă, începe să te intereseze de ceul. De ce se dă peste cap de 3 ori? De ce nu se dă de 7 ori? De ce are barbă? De ce îi se zice spânul? Ce e aia? De ce e un cuvânt conotat negativ? În fine, la un moment dat, vine stratul superior și anume începe să te intereseze și cumul. Cum se fac lucrurile astea? Care este croiala unui sonet shakespearian? Care este croiala unui vers din Racine? Și ajungi la volume sumă, cum este volumul lui Shai Agnon, în care ai și ceul, și de ceul, și cum. Ai cam tot ce se poate avea într-un text, pe care, atenție, nu-l parcurgi atât de ușor cum ți s-ar părea de la prima frază. De ce? Pentru că frazarea te obligă să revii. Cunoașteți scena cu pietonul care merge pe stradă, se uită din vitrină în vitrină, trece mai departe și la un moment dat se întoarce. Ceva i-a atras atenția. El a apucat să mai facă 3 pași, după care simte nevoia să se întoarcă. Eu așa am citit cartea asta, simțind nevoia să mă întorc la fraze. Frazele însele au din când în când răsuciri, au reluări ale cuvintelor, au tot felul de artificii, de stil și de tehnică narrativă care nu sunt de fel, scăpări, fac parte din matricea stilistică a lui Shai Agnon. S-a spus despre el, a existat o acoladă extraordinară a unui critic care a văzut în Shai Agnon un Shakespeare al Israelului. Nu știu dacă e așa. În orice caz însă, poveștile astea pot fi citite elementar, fără niciun fel de plasă de susținere, pot fi citite cu un dicționar de simboluri, pot fi citite cu un dicționar de teme și motive din această cultură. Indiferent de felul cum se întâmplă lucrurile astea, ajungem, inevitabil și din fericire, la traducere, care este o traducere diamantină. Se întâmplă rar să folosesc cuvântul ăsta, nu știu dacă l-am folosit de 3 ori. Este o traducere diamantină, o traducere care sclipește, o traducere care are lumină. E teribil de complicat și de frumos în același timp să dai fraze cu lumină, chiar când vorbești despre o execuție, chiar când vorbești despre un abator. Există lumină acolo și știm bine de unde vine lumina. Vine din racordurile de text care se fac la textele biblice. Și din punctul ăsta de vedere, Gheorghe Mileteanu funcționează ca traducător busolă. Asta e iarăși o raritate. Puțini sunt oamenii capabili să te ducă pe câteva sute de pagini din reper în reper și să-ți arate ei, să aibă ei harta. Tu ai plecat fără hartă, tu ai plecat neștiind ce găsești aici. E bine, traducătorul vine și îți pune la dispoziție harta lui, care devine și harta ta. De câte ori găsesc cazuri, din păcate rare, de câte ori găsesc o traducere care sclipește la fiecare frază și care împrăște o lumină de tipul filmului lui Ridley Scott din anii 70, Dueliști, de un filtru al luminii care te ucide din prima secundă până la sfârșit, te ia în posesie. E de câte ori găsesc o asemenea traducere, mi-amintesc de vorba lui Andrei Bantaș, despre traducători, el spunea așa, am mai spus-o de câteva ori, traducătorul este acel amant care se suie pe balconul unei femei frumoase, face dragoste cu ea și face un copil care seamănă cu soțul.
Asta face Gheorghe Mileitineanu, deci aduce toată clasa limbii române, o clasă uitată, neglijată, survolată. Scoate, umblă în sipete, umblă și scoate la iveală cuvintele pe care noi le-am uitat, pe care nu mai știm să le folosim, a căror deprindere am ratat-o, am pierdut-o. Nu știu ce am făcut cu ea. E o carte care nu valorifică doar o cultură, un stil și o tradiție, ci valorifică nuanța, clasa, stofa limbii române. Veți citi aici povestiri traduse într-un limbaj, nu cred că ați mai citit foarte des în ultima vreme, nu neapărat cu cifru, atenție, nu este o literatură ermetică, este o literatură care te solicită, e adevărat, dar la sfârșitul ei, în momentul în care închei povestirea sau termin cartea, îți dai seama că ai participat la ceea ce se cheamă o ispravă. O ispravă a editurii, o ispravă a traducătorului, o ispravă a graficianului până la urmă, un produs de vitrină. Și un produs care, repet, are lumină și îmbie. Când o carte are lumină și îmbie, înseamnă că ai câștigat un pariu și înseamnă că ce s-a filtrat din anii 30, 40, 50 până în ziua de azi, până la Amos Oz și la ceilalți autori influențați în mod direct de Shai Agnon, are o legătură mătăsoasă și luminoasă. Vă mulțumesc! Îi dau în final cuvântul lui Shai Agnon și mă ascund după cuvintele lui. Ați laudat frumusețea volumului și vă spun de unde vine. Vine de aici, pentru că spune Agnon. Nu e pe lumea asta nicio bucurie, nici măcar cea mai sufletească dintre bucuriile sufletești, care să nu ceară un veșmânt ce poate fi pipăit. Grafica acestei cărți e veșmântul povestirilor hasidice. Am încercat să dăm ceva, un strai pe măsura lor. Radu Paraschivescu a vorbit despre stilul lui Agnon, care e un stil care vine și din ebraică, sunt niște structuri repetitive pe care le regăsim în vechile traduceri ale Bibliei, în Biblia de la București. Și vă spun de ce sună așa, pentru că însuși Agnon mărturisea în discursul ținut la primirea premiului Nobel. Eu mă trag din seminția lui Levi. Eu și înaintașii mei suntem dintre menestrelii templului, iar în casa tatălui meu tradiția ne învață că suntem urmașii profetului Samuel, al cărui nume îl port, un menestrel al templului. Și pentru încheiere, un ultim sfat de la Agnon pentru noi toți. Străbunii noștri, slăvită fie la amintirea, ne învață că trebuie să rostim o binecuvântare de fiecare dată când ne bucurăm de o desfătare. Eu vă asigur că întâlnirea cu Agnon și cu universul acesta fabulos din povestirile hasidice va fi o desfătare și cred că veți dori să binecuvântați lucrul acesta. Vă mulțumesc!